s-a întâmplat, doamnă? Ce s-a întâmplat? Accidentul, ce s-a întâmplat? A depășit? A depășit? N-a... Vă rog. Deci eu am trimis acest șofer, da, la București. Da. Nu e apărarea poliției. Nu, mamă, nu. Păi dumneata l-ai trimis la București, nu zic nu. Deci l-am trimis la București cu soția mea fiind programată la ora 12:30 la Malanța pentru diabet. Da. A lăsat soția la margine unde stăpuiesc eu și cu fata cu copilul. Da. Și a venit să vină. Să vin aici. Dar Bucureștiul este încolo. În Bucureștiul este București. Nu e logică asta. Mai ce explică, domnule? Ce s-a întâmplat? Cum a ajuns? Domnule, șoferul, mașina mică a fost pe partea ala. Domnul, e șoferul? Domnule, e șoferul. Da. Ce s-a întâmplat, domnul șofer? Da, da, am văzut pe gata aici, da? Așa da? Face da? Interviu. Că se bag mașina, că nu e mașina mea, alu... Da. Și... Nu, am văzut lumea. M-au luat și m-am pus. Băi, Monica, cine? Păi la care are ca nebunul? Ați fost împins? Care a fost? Tehnic? Am fost împins, am nu se... Bag în dreapta aici. Păi cum merge? N-am putut să-l depășesc la Cucuieți. De la podul pitalului până la Cucuieți n-am putut. L-a oprit acolo. Este aici cel care v-a implicat în accident? Este aici cel care v-a implicat în accident? Ce mașină este? A, mai în față acum. A noastră este 84 paie. Este, da, paie, da. Autobuzului cu o grămadă de lume e cu partea cealaltă. Da. Nu e un... Uite, domnule, vină cu asta, vedeți, vină cu asta. Păi uite-te aici. Semnal dreapta se bagă după centru, după axa drumului. Păi dacă el a intrat în fața autobuzului, de ce nu? Păi așa, omul și-a băgat înainte și-a băgat semnal. Deci și-a băgat semnal să intre în curte. Ia uite, vină cu asta, să vină. Trebuia cu autobuzul să păstreze distanța. Păi da, normal, trebuia să stea în spate. Trebuia să păstreze distanța. În fața mea, la 2 metri, mi-a întors în față. Am pus frână, dar n-am... A venit el în mine, mi-a pus frână el. Da, cu partea dreaptă. Sunt lovit în colțul din stânga a față. Nu vrei, nu. Nu Ai lei, vale, tu mă dau, uite, vii la mine, 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 vii la puteau fi trecători, pietoni, copii? Puteau fi, puteau fi, normal, e normal, e normal, puteau. Ce părere aveți, se putea evita această situație? Cred că cu puțină atenție se putea. Se putea, da. După cât timp a venit poliția? Vezi de la televizor pe aici? Maxim 5 minute. Maxim 5 minute. Poate pe și la Cucuieți. Nu e adevărat, domnule. Băi, ai oprit până în partea la Cucuieți. Băi, vine la Cucuieți, mai întoarce aiurea tu, băi. Cum știi ce vorbești? Omul va depăși la Cucuieți cu mașina. Ai oprit până în partea la Cucuieți? Să dea cineva jos? N-ai fost. La Cucuieți ai oprit să dea cineva jos? Dar cum, mă? I-a oprit de acolo. Nu vezi că te-a luat în față, ce drag? Ce spune că vine din colo, că veneai din colo, auzi? Și femeia asta că vrea colo. Păi cum nu l-o vedea că vine din colo? Aude, dracuță, vine din colo. Vine dacă vine de aici, cum l-o veam pe partea dreaptă? Ce părere aveți? Cine e vinovatul? Tuba asta... Autobuzul? Autobuzul, normal. Să vedeți
De ce? De ce? De ce? Nu am fost în auto. De ce? Dacă aștepta să intre în curte, poate că nu-l lovea. Nici n-a făcut semnalul că dă să intre în nouă magazin. Trebuia să vadă să oprească, că e logic așa. A mai fost accidente aici, în curba aceasta? În... Nu, n-a mai fost. N-a mai fost. Nu, nu. Și noi avem mașină și noi știm să mergem cu zile. Doamnă, vă este frică să circulați cu un autobuz în asemenea situații? Sau copiii dumneavoastră? Când oamenii este că nu se acceptă viteza de 35 de km la ora în sat. Se circulă autobuzele chiar cu muncitori, cu nemuncitori, cu viteză foarte mare. Ne zboară chiar și pălăriile din cap. Își face treaba poliția de încălbinași? Toate radele își fac treaba. Deci polițiștii își fac treaba. Da, zilnic se dă amenzi, da? La viteză. Știe unde am radar amplasate, zilnic se dă viteză. Nici tirurile foarte mari. Deci la ora 8 tirurile circulă cu 100 de kilometri la oră. Sunt teribiliști pe șosele din Gălbinași? Nu de la noi. Din alte localități, dar pe șosele dumneavoastră? De la noi nu, pentru că știe că avem foarte poliție în sat. Da. Toată lumea ar fi cazul să nu comenteze. Doamne ferește! Păi dacă ăsta vine din spate, bă, tu erai în spate la mașină. Băi, da. Tu nu vezi că nu te-ai asigurat? N-auzi la mașina plină. N-are mai importanță că ai mașina goală sau plină, mă, băiatule, mă. Tu nu te uzi cum l-ai luat în parte, deci el a băgat dreapta să intre în curte și tu l-ai luat cu botul, toată fața e spartă. Cu ce e greșit? Cu ce a greșit șoferul ăsta? Cu ce a greșit? Simplu, judecați dumneavoastră. Deci a băgat dreapta să intre în curte și l-a luat în bot cu tot. Lumea a spus exact și poliție. O părere. Vine de la București. Oamenii care sunt au fost în autobuz și că vine dincolo. Păi cum să vină dincolo, dacă vine de la București? I-a și explicat că a coborât oameni din autobuz la Cucuieți. Deci explicații clare. Domne, a oprit la Cucuieți, a coborât oameni de la Cucuieți din autobuz. Da, da, da. I-a spus tot șoferului. E foarte bine. Da. De unde vrei intima ta pe poartă? Cu banda 2? Ce banda 2? Cum banda? Păi dacă erai... Unde eram? Vrei? A mai fost aici în zona accidente de acest gen? Nu, niciodată la noi accidente. Zona liniștită. E zona liniștită. Da. Este da. Iluminată. Bine, văd că primarul a fost preocupat către iluminare. Sincer, să fiu, chiar mi-e frică. Eu fac naveta de 4 ani să merg cu aceste mașini. De ce? Sunt demodate, au probleme tehnice? Riscante, la curbe te dă întrage. Sunt dese asemenea depășiri ale vitezelor pe raza localității noastre? Da. Ați văzut curse de mașini sau? Nu. Și nu sunt curse. Tot felul de mașini. Sunt viteze mari, totuși, da? Din comuna de la noi nu. Deci șoferii nu circulă cu viteza adaptată 35 de km la oră în sate. În sate. Chiar noi stăm 5 minute să treacă mașinile la trecerea de pieton la școală, că nu ne acordă prioritate. Nu șoferii noștri, șoferi din alte sate, șoferi de tiruri, de fel de mașini. Voi e frică de copii, vă văd aici cu un copil de mână. Dar cum să nu? Aveți mare grijă de el, nu? Mă avem, pentru că noi nu prea mai avem de să ne jucăm mai mult cu un străzi. Mulțumim. Nu mai mult. Fără lași. Dar dacă era copii aici, mă, ce pățeam? Că ieșea de o grămadă copii cu bălurile. Se joacă copii aici în zona, doamnă? În fața casei? Normal că se joacă. Ăsta e magazinul, ei e casă. Unde aveți magazin? Aici unde s-a produs accidentul? Da, magazin. N-am știut. A, e magazin alimentar, observ. Da. Aici putea să intre cineva să iasă din magazin? Aici
acasă, că vă dau seama, fi în vară, nu pot să plec cu înghețata în mână, până ajunge acasă să topește. Să vedem ce spune și poliția română. Mașina avariată. Noi ne facem treaba, nu ne suprapunem cu poliția română, îi lăsăm să-și facă treaba. Să întrebăm și la un service auto, de vis-a-vis de locația unde s-a produs accidentul. Ce părere aveți? Să circulă des aici, în localitatea noastră, cu viteze mari? Este riscant pentru copii sau pentru noastră? Doamne, se mai circulă, se circulă. Sunteți mulțumit de activitatea domnului primar, că observ iluminat, observ marcaje, foarte, străzi, late. Foarte mulțumit. Sunteți mulțumit de domnul primar. Cum se numește? Radu Paul. Radu Paul. De poliția română sunteți mulțumit? Da, foarte. Sunteți mulțumit. Datoria. Își fac datoria. Da. Vă mulțumim.